Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție Miezul Problemei aici la Național TV. Alături de noi astăzi se află doamna Dorina Barcari, reprezentantă Asociația pentru Drepturile Pensionarilor din România. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua. Bine v-am găsit. De asemenea, doamna Doina Pârcălabu, lider Departamentul pentru Muncă și Protecție Socială al PPU și fost șef al Casei Naționale de Pensii. Bună ziua, bine ați venit la Miezul Problemei. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere. Domnul Cătălin Boboc, secretar de stat în Ministerul Muncii, prin Skype alături de noi. Bună ziua, domnule Boboc. Bună ziua. Bună ziua. Și domnul profesor Mircea Coșe, invitat permanent al emisiunii noastre. Bună ziua, domnule profesor! Să rămână, bună seara! Așa cum au ghicit probabil telespectatorii noștri, astăzi o să vorbim despre legea pensiilor, despre sistemul public de pensii. Domnul profesor, aproape că nu e zi să nu deschizi un televizor, un aparat de radio, un ziar sau o pagină de internet, să nu vezi o discuție aprinsă despre pensii. Ba chiar am constatat și printre colegii mei mai tineri acest interes. Cum vorbeam înainte de a intra în emisiune cu invitatele noastre, o lege care să aducă modificări importante se discută ani de zile. Pe undeva e bine că există tot acest interes public pentru subiect, dar sunt și multe informații contradictorii, chiar dumneavoastră spuneți, nu? Înainte de a intra. Când interesul public se menține prea mult timp, înseamnă că nu se face nimic. Nu? Că atunci dacă s-ar face, interesul public ar fi satisfăcut și am avea ce discuta din punct de vedere al realității, nu al discuțiilor. Dar pensiile, asta e un subiect pe care orice guvern, atunci când vine la conducere, îl reia și ne prezintă sub forma unor reforme minunate care ar trebui să ducă la două lucruri. La înlăturarea inegalităților, la lipsei de echitate și la creșterea pensiilor. Să fac promisiuni, este un punct important în programele electorale și de guvernare. În realitate, însă, lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt total neclare, cel puțin în momentul de față. Eu nu înțeleg exact ce se întâmplă. Știu un singur lucru cu precizie, cercetând documentele Uniunii Europene în legătură cu negocierile care au avut loc între Uniunea Europeană și Guvernul României, știu că, într-adevăr, în prima fază a negocierilor, Guvernul României a venit cu o propunere care înseamnă prelungirea stagiului, vârste de pensionare, adică, și o anumită înghețare a pensiilor pe o perioadă. Motivul care este, nu sunt bani. Asta e un motiv clasic. Apare peste tot, nu sunt bani. Problema este că banii se pot face. Iar atunci când ești guvern, una dintre principalele obligații pe care le ai este tocmai de a face bani. Bani publici. Și asta înseamnă că ai două posibilități. Ori, în cazul pensiilor, faci în așa fel încât să fie o colectare mai mare la bugetul de pensionare, locuri de muncă și așa mai departe, ori tai. Tăierea e cea mai simplă și cea mai primitivă metodă de conducere. Atunci când nu ai ce să faci, nu ai alte idei, nu ai altă viziune asupra viitorului, începi să tai. Ceea ce pe mine mă conduce la ideea că deocamdată zic, pentru că încă n-a fost prezentată forma finală a Planului Național de revenire și reziliență, de redresare și reziliență, mai e până la sfârșitul lunii, mai sunt vreo două zile, dar deocamdată e clar că dacă rămân astfel de lucruri în vigoare, o să intrăm într-o epocă a austerității. Pentru că, pe de o parte, se creează o nouă categorie defavorizată absolut. Adică nu mai are comparație cu altcineva. Înainte erau tineri. Acum pensionarii vor fi o categorie defavorizată, clar, din punct de vedere economic și social. Vor apare două noi forme de pauperizare, pe care noi încă nu le-am cunoscut, slavă Domnului, până acum, dar care s-ar putea să apară la nivelul pensionarilor. Pauperizarea energetică, adică datorită creșterii tarifelor și costurilor la energie electrică, gaze, căldură, s-ar putea ca pensionarii cu o pensie mică să nu mai aibă acces la așa vor mai putea plăti. Și vor trăi ca în iglu, iarna, în frig și cu lumina stinsă. Iar a doua formă de pauperizare este cea medicală. Pentru că noi nu discutăm lucrul ăsta, dar dacă cineva s-ar pleca asupra evoluției costurilor și prețurilor la medicamente, o să vadă că este o explozie a prețurilor acolo, care ar duce inflația reală la mult mai mult decât noi o spunem acum. Deci problema pensiilor, din punctul meu de vedere, ca să închei cu asta, este în discuție. Eu nu înțeleg foarte bine ce dorește guvernul acum. Importanța pe care o are această emisiune este că avem
a zic eu, cele mai importante personalități din acest domeniu, care ne pot aduce anumite clarificări, pentru că altfel personalii intră în panică, adică sunt fel de fel de anunțuri de-astea apocaliptice, nu mai sunt bani, nu o să mai fie. Ce se întâmplă până la urmă? Asta trebuie să aflăm. Haideți să vedem. Domnul Boboc, o să încep cu dumneavoastră, deși eticheta ar fi impus altfel, dar sunteți de la distanță în emisiune și aveți acest mic dezavantaj și plus că ne așteptăm la niște răspunsuri din partea dumneavoastră. Spunea doamna ministru, vorbea într-o declarație recentă despre faptul că trebuie aduse aceste modificări pentru că nimeni nu vorbește despre o problemă mult mai serioasă și anume colapsul sistemului de pensii în contextul îmbătrânirii populației. Domn profesor a făcut aici o imagine destul de, să spunem, clară la început de emisiune. Totuși, așa cum spuneau și invitatele noastre înainte de a intra în direct, o astfel de lege este analizată mulți ani la rând, ca să nu creeze alte probleme. Așa este. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Mulțumesc și domnului profesor Coșa, care, mă rog, a explicat de principiu cum funcționează niște sisteme și, pentru că sunt convins că dumneavoastră știe, avem în discuție, de fapt, două teme, deși ele în ultima perioadă s-au tot legat de acest PNRR. Avem, pe de o parte, sistemul, problema noastră internă, sistemul nostru de pensii, sustenabilitatea sistemului nostru de pensii, și avem o altă temă apărută mai recent, legătura acestor probleme care noi le avem de ani de zile cu acest program de redresare și reziliență. Și aș pleca exact de la asta. Reziliență înseamnă rezistența la șocuri, la probleme. Comisia Europeană ne alocă niște sume de bani pentru a face niște reforme care să ducă la o sustenabilitate, pentru a ne face mai rezistenți la probleme, mai rezilienți la probleme, dacă vreți. Și atunci, nu poți să te duci să aplici pentru acești bani dacă nu arăți că ai un plan, o gândire pe termen mediu și lung, care, sigur, astăzi noi știm unde suntem, știm că în fiecare an avem nevoie de sume suplimentare de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, dar noi, prin PNRR, urmează să arătăm că, într-un termen de, utilizând și acești bani pentru perioada de tranziție, vom putea să facem un sistem de pensii propriu sustenabil. Și acum să revin la cele doare practic pentru noi aici în țară. Și anume, acest sistem pe care îl avem astăzi, care cred că toată lumea e de acord, are o grămadă de inechități. Iar primele inechități sunt acelea între oameni care au aceeași vârstă, vechime de muncă, au lucrat în aceleași condiții, au aceleași studii, și pentru că au ieșit la pensii în ani diferiți, au pensii diferite. Mai avem o mare discrepanță între cei foarte mulți români cu pensii. Cred că avem o problemă de conexiune, să-i rog pe colegii mei să refacă legătura. Doamna Pârcălabu, domnul Boboc vorbea despre discrepanțe. Așa este, le știm cu toții, probabil că le știți și dumneavoastră. De ce s-a ajuns aici? Ca oameni care au avut același tip de activitate, aceeași vechime în muncă, ieșind la, nu știu, puțin timp unul după celălalt la pensie, să aibă atât de diferită pensie. Pe de-o parte s-a ajuns la aceste rezultate diferite în calculul pensiei, tocmai datorită faptului că în 2001, când am implementat legea aceasta, potrivit căreia pensiile se calculează având la bază un punctaj mediu, atunci s-au introdus mai multe noțiuni. Pe de o parte, stagiul complet de cotizare, care era un element luat în calcul la determinarea punctajului mediu, iar pe de altă parte se avea în vedere creșterea vârstelor de pensionare, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Dacă în cazul bărbaților vârsta de pensionare a crescut de la 60 la 65 de ani, proces încheiat la sfârșitul anului 2014, 57, la femei creșterea vârstei de pensionare este în continuare pe o perioadă de incrementare, crescând cu o lună la câteva luni, ajungându-se la 63 de ani la sfârșitul anului 2030.
Cum spuneam, se știa din start, pentru că formula de calcul a punctajului, având în, la numitorul fracției acest stadiu complet de cotizare, care și el creștea în funcție de evoluția vârstei de standard de pensionare, atunci punctajele medii au fost diferite. Ori și atunci se invoca sustenabilitatea sistemului public de pensii. Se avea în vedere că pe termen mediu și lung sistemul de pensii va întâmpina probleme financiare, lucru care s-a și confirmat având în vedere deficitele care se acoperă an de an. Dar ce s-a mai întâmplat? Pentru că nu trebuie să discutăm doar de sistemul public. În România discutăm de reformarea întregului sistem de pensii, adică și pilonul 2, adică și reconstrucția și asigurarea veniturilor la bătrânețe din mai multe surse. Și am început în 2007 prin implementarea pilonului 2, care înseamnă pensie privată obligatorie, adică un sistem complementar, practic. Da, adică care ar trebui să aducă niște sume din această participare. Dar ce înseamnă? Înseamnă o diminuare a veniturilor sistemului public, pentru că din contribuțiile plătite, obligatorii plătite la sistemul public, se decupează și se duc în administrare privată. Și ce se întâmplă? Mai mult decât atât. Și nu știu dacă mulți dintre cei care discută pe acest subiect au sesizat fenomenul. Decuparea se face nu pe baza sumelor efectiv încasate, se face pe seama sumelor declarate. Adică în pilonul 2 se iau evidențele de la ANAF, cele din declarațiile nominale, care noi știm că nu sunt în corespondență biunivocă cu nivelul plăților. Plățile reprezintă un alt pas. Și atunci sunt sume și domnul profesor făcea trimitere la faptul că noi avem un nivel al încasărilor din contribuții care este departe de a fi 100%. Deci, ca să înțeleg, la pilonul 2 sumele ar trebui să fie mai mari, nu? Nu, la pilonul 2 se duc niște sume pe baza declarațiilor, practic. Care nu sunt reale. Care nu sunt încasate, practic. Și atunci deficitul se cumulează tot pe sistemul public. Încă o dată. Deci se duc cele 3,75 puncte procentuale, așa cum spune legea în prezent, calculate la sumele declarate, dar declarațiile nominale nu sunt urmate în totalitate de plăți efective, pentru că nivelul încasărilor este mai mic și este undeva de la 70%. Și atunci deficitul acesta pe sistemul public se accentuează. Acesta este un alt aspect. Pe de altă parte, cotele de contribuții nu au fost lăsate la nivelul la care s-a gândit inițial. Am avut o schimbare a legislației în ceea ce privește cotele de contribuții. Îmi aduc aminte, în 2004 am avut trecerea în totalitate, schimbarea raportului partajării contribuțiilor sociale și mă refer la contribuția de sănătate gândită în comparație cu contribuția de pensii. Pentru că la acel moment sistemul de sănătate era excedentar prin faptul că la fel se decupa din contribuțiile plătite pentru pensii, contribuția pe care o datorau pensionarii la sistemul de sănătate, și atunci am avut un moment în care s-a regândit fiscal întreaga filozofia a contribuțiilor. Am mai avut de-a lungul timpului modalitatea în care s-a partajat contribuția între angajat și angajator, și am mai avut schimbarea majoră de filozofie a contribuțiilor în 2018, când contribuțiile, deși le gândisem și construisem instituții și sistemele informatice să fie în corespondență cu celelalte state europene, și noi suntem acum în situația în care avem o contribuție de pensii în totalitate pe seama angajatului, dar pe care o reține angajatorul, și angajatorul este în situația de terț poprit. Domnul Boboc, sper că v-am recuperat și că sunteți alături de noi. Am să trec repede și la doamna Barcari. Deci trebuie privit, doamna Barcari, și cu atenție și către pilonul 2, așa cum spune doamna Pârcalabu. Da, pilonul 2 este... Sunt sume destul de mari. Sunt sume mari și pot fi foarte bune. Și pilonul 2 creează și o educație. Pentru că începe să creeze conștiința celor care muncesc acum că trebuie să se preocupe și altfel decât cu pensia de stat. Și este foarte bine din punctul ăsta de vedere. Totul este ca pilonul 2 să aibă o asigurare mai bună. Pentru că pilonul 2 suferă din cauza unei asigurări mai puțin, cum să spun, sigure. El nu este foarte bine asigurat, și oricând de pilonul 2 se pot lega anumiți politicieni, cum au făcut și în Polonia, și ori să o mai facă, pentru că
sunt sume foarte mari și tentează. Știu că s-a sărit de 11 miliarde de euro. Da, și ar fi bine să fie și mai mult, cu atât mai mult, cu atât mai bine pentru voi, generația care a contribuit și beneficiați de el. Și pe care statul ne-a obligat să aderăm la acest sistem. Da, e bine, e bine, pentru că uitați-vă, pensia de stat este tot timpul comentată, că nu sunt bani, că să se scadă, că să se blocheze. Voi o să aveți o descărcare. Domn Boboc, pilonul 2 spunea doamna Pârcalabu că sumele ce ar trebui reținute nu ajung întotdeauna. Deci vorbim tot despre o problemă de colectare, nu? Există, într-adevăr, o problemă de colectare, dar permiteți-mi, vă rog, strig referitor la pilonul 2, știți opinia noastră, nu de acum. În pilonul 2 sunt practic banii oamenilor. Oricine, orice politician, orice guvern s-ar atinge de acești bani, ar comite un furt. S-au comis pe fonduri sociale. Poftim? S-au comis pe fondurile sociale care au fost desființate și n-aveau voie să se atingă de ele. Acum ce o să fie cu fondul privat? Se naționalizează. Poziția noastră este una fermă. Acelea sunt sumele reținute de la oameni. Sunteți temporari. Da? O să vin alții. Sunt banii oamenilor care se capitalizează și pe care îi vor primi înapoi, așa cum funcționează și o pensie privată. Mai că nu prea știu cum îi vor primi. Un mecanism de pensie privată. Da. Înapoi că se vor pensiona. Și aceasta este, probabil, o soluție, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă, o soluție să relaxăm un pic sistemul public de pensii. Nu e vorba de relaxarea sistemului de pensii. Nu. Faceți confuzie. Relaxarea sistemul de pensii nu are treabă cu pilonul 2. Pilonul 2 este asigurare pentru cei care muncesc acum și participă la el. Relaxarea pe sistemul de stat nu există. Aici sunt două entități distincte. Unul este fondul privat a pilonului 2, care nu are nicio treabă cu pilonul de stat, și unul este pilonul de stat în care statul este implicat în mod direct. Statul nu are treabă cu pilonul 2. Singura degajare este a contribuabilului. El care contribuie, el își oferă încă o lejeritate, încă un avantaj material. Este strict a cetățeanului. Nu e degajarea statului. În momentul în care pensionarii vor beneficia și de această a doua sursă, vor beneficia de niște venituri și de acolo, putem vorbi din această perspectivă de o relaxare. În sensul în care, pe de o parte, ai pensia publică și, în plus, mai ai niște sume direct proporționale cu contributivitatea ta, care vin și din altă parte. Dar este asta o siguranță. Este o siguranță, nu o relaxare. Ori noi avem de rezolvat o problemă pentru această perioadă. Bun, e regulă. Într-o zi vom începe să apelăm sau oamenii vor începe să beneficieze de aceste sume capitalizate. Dar ce facem până atunci? Aceasta este preocuparea majoră. Până atunci speriem pensionari. Îi speriem pe cetățenii români care sunt pensionari și le zicem nu mai sunt bani de pensii. E simplu. Nu este adevărat, nu am spus niciodată asta. Și nu o să spun. Chiar astăzi s-a spus. Cine a spus? Nu. Doamna ministru. Faptul că avem un sistem de pensii pentru care trebuie să gândim o modalitate să-l facem mai sustenabil, aia este altceva. Doamna ministru nu a spus că nu sunt bani. Așa cum acest lucru s-a tot spus de-a lungul anilor de multe ori. Nu vreau că nu sunt bani să plătească pensiile. Este vorba de identificarea unor soluții și asta încercăm să facem, astfel încât, la un moment dat, presiunea de pe bugetul de stat să nu mai fie aceeași. Asta e tot. Domn Boboc, mă întorc pentru câteva zeci de secunde la pilonul 2, pentru că acolo mai sunt câteva lucruri lăsate nerezolvate. Toate categoriile cotizează, pentru că mi-aduc aminte de o așa zisă binefacere lansată în urmă cu câțiva ani de zile, da, să primiți mai mulți bani pentru o anumită categorie, cum ar fi muncitorii din construcții. Păi ei nu i-a întrebat nimeni. Nu mai virează bani la pilonul 2, din ce știu eu, sau n-au virat o perioadă și nu mi se pare în regulă ca cineva să ia această decizie, cum ar fi, nu știu, politicienii, în dreptul omului care încasează un salariu și dacă statul la un moment dat a spus treaba asta, domnule, parte din bani, din cotizație, trebuie să meargă la pilonul 2. Știți despre această situație? Știți că la un moment dat guvernul de atunci a luat decizia că în acest sector trebuie adoptat o legislație specială, să spunem așa, în ce privește salarizarea, pentru a încuraja anumite categorii de oameni de muncitori din construcții să vină să lucreze. Să aibă venituri mai mari, asta era ideea. Da, sigur că asta s-a putut face și prin astfel de excepții, care, din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat sănătoase. Pentru că oamenilor, dacă nu le spui, dacă nu le explici,
De multe ori să știți că la vârsta, mai ales atunci când oamenii sunt în putere, sunt un pic mai puțin atenți la acest subiect. Nu mult se gândesc la ce vor face peste 30 de ani sau peste 20 ceva de ani. Și atunci, sigur că niște mecanisme care într-un fel, sigur nu se oblige neapărat, dar să facă, să se le aducă mai aproape aceste posibilități, sunt aproape obligatorii, aș spune eu. Absolut. Vreau să rămâneți cu noi. O să mergem în pauza de publicitate și ne întoarcem în direct să discutăm pe mai departe subiectul. Inițială, nu știu ce am făcut. Alături de dumneavoastră suntem din nou, subiect important ăsta cu pensiile și în pauza de publicitate, să știți. Împreună cu noi doamna Dorina Barcari, reprezentantul Asociației pentru Drepturile Pensionarilor din România, doamna Dorina Părcălabu, fost șef al Casei Naționale de Pensii, domnul Cătălin Boboc, secretar de stat în Ministerul Muncii și domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent al emisiunii. Domnule Boboc, am să mă întorc la dumneavoastră, dar aș vrea să dau citire câtorva mesaje care sunt importante și apropo pentru telespectatori, dacă aveți o speță și în măsura în care putem să vă răspundem, să nu ezitați să folosiți telefonul emisiunii. Regina din Mangalia, am lucrat ca bucătar toată viața, am o pensie de 800 de lei. Există șanse de recalculare? Ce stagiu are? Nu ne-a spus. Un alt mesaj de la Vica. N-are stagiu complet. Da, probabil. De la Vica din Constanța, am lucrat la întreprinderea de șuruburi 11 ani și jumătate, am aproape 65 de ani. De ce nu am dreptul la pensie? Pentru că stagiul minim de cotizare este 15 ani. 11 era pe legea 3, dar a aplicat din 2001. Florian Roșiorii de Vede, de 4 ani de zile mă judec cu casa de pensii pentru sporurile mele de gradul 1. Nu există sport de gradul 1. Există așa. Sport specificat în sine, sport de toxicitate, de muncă grea, de zgomot. E probabil că este vorba de grupa 1 de muncă. Și grupa 1 de muncă e altceva, nu e sport. Și atunci, pentru grupa de muncă, probabil trebuie văzut dacă sunt îndeplinite condițiile de încadrare în grupa. Dacă are adeverința conform anexei 3 sau ordinului 50, sau este menționat în carnetul de muncă. Am găsit situații menționate fiind în carnetul de muncă, nu au fost luate în considerație și nu e corect. Ioan din Bușteni, am 75 de ani, am lucrat 15 ani pentru armată înainte de Revoluție, nu mi s-a recunoscut încadratura. Dacă mi-au avocat, reușesc să mi se recalculeze pensia? Categoric, da. Așa. Domnule Boboc, mă întorc. O diferență. Dacă are acte că a lucrat chiar ca cadru militar sau civil în cadrul armatei, atunci îi se recunoaște. În primul rând trebuie făcută distinția. Pentru că au arhive și se pot găsi. În armată nu probleme cu arhive. În primul rând, dacă are 15 ani, acolo e de văzut dacă îndeplinește condiția de stagiu minim și cred că da, din armată, ca să solicite pensie militară pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă are 15 ani, solicită în sistem public acordarea pensiei și iarăși obține pensie din sistemul public. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere a stagiilor de la un sistem la celălalt. Din acest punct de vedere știu că legea sistemului public a fost modificată în acest sens, n-a fost modificată legea 223 pentru recunoașterea în sistemul militar a perioadelor civile. Despre asta probabil că e vorba. Dar dacă are cele două condiții îndeplinite, poate să solicite și într-o parte și în alta. Interesant și important pentru telespectatorul nostru. Domnule Boboc, uitați, numai așa într-o bucățică de emisiune, 4-5 mesaje și ne dăm seama cât de complexă este problema asta a recalculării pensiilor și a eliminării acestor discrepanțe. Credeți că aveți, e suficient anul ăsta despre care vorbește câteodată doamna ministru la dispoziție pentru a face curat în acest sistem public de pensii? Nu e un pic cam puțin? Că aceste măsuri, care par simple, administrative, practic asta e o perioadă în care noi luăm la mână fiecare dosar și încercăm să corectăm pe calea administrativă prima dată niște deficiențe care au apărut. Să știți că știm și noi, cunoaștem și noi despre abordare diferită de la o casă de pensii la alta. Potrivit care să spună asta, doamna ministru, ai văzut un ordin care, să spunem așa, clarifică niște lucruri pe care diverse case și detenții de pensii le interpretau diferit și pentru a face, să zicem așa, o uniformizare, au venit cu niște clarificări. Pentru că, da, foarte mulți oameni spun că la o anumită casă se calculează într-un fel, la altă casă altă. Se reglează, repet,
pe calea administrativă. Iar această etapă de evaluare a dosarilor, practic de perierea fiecărui dosar, asta facem acum, va regla și această etapă câteva dintre neajunsuri. Neajunsuri create în an de zile. Și poate că mulți oameni nu vor mai ajunge la instanță pentru a-și, eu știu, recalcula, pentru a-și obține o diferență de drepturi de pensie și pur și simplu în urma acestui control administrativ se vor regla multe lucruri. Am o curiozitate. Aceste case despre care vorbiți dumneavoastră că au calculat... Bine, și aveți în vedere și reglementarea prin ordin, ceea ce nu e prevăzut în lege? Nu, sigur că nu putem deroga de la lege prin ordin, dar pentru uniformizarea interpretării, să spunem, de la lege, asta am avut în vedere doamna ministru când a emis acel ordin. Vreau să vă întreb ceva. Vorbeați despre aceste case care au calculat în mod diferit pensiile oamenilor. Până la urmă... Cum să calculeze în mod diferit când au același sistem informatic? Păi da, este lege organică, nu se interpretează, se aplică. Până la urmă, cine răspunde pentru acești bani pe care statul acum trebuie să-i dea într-un fel sau altul înapoi? Nu mă gândesc. Știți că avem foarte mulți bani cheltuiți pe hotărâri de cătorești, pe cheltuieli cu tot felul de procese și tocmai încercăm să... Dacă toate dosarele sunt făcute cum trebuie, dacă toate datele din dosar sunt analizate și introduse într-un sistem informatic, așa cum încercăm să facem acum, și se aplică același mod de calcul, ar trebui să dispară toate aceste procese pe care astăzi le avem. Știți ce mesaje vin, domnul Boboc? Iar au de gând să ne taie pensiile, nu este posibil așa ceva. Nu există așa ceva. Maria Baia Mare. Nu există așa ceva. Ăsta este mesajul care se află în mentalul colectiv acum. Sigur că e și mult fake news pe subiectul ăsta, trebuie să recunoaștem. Deci pot să vă spun că nimeni, nici în Ministerul Muncii, nici în guvern, nici în Coaliția de Guvernare, nu a discutat nici măcar o dată despre posibilitatea scăderii pensiilor. Ba din contră, se ia în calcul faptul că pensiile mici au toate șansele, după ce vom evolua toate dosarele, să mai primească chiar ceva suplimentar. Care sunt acelea? Da. După ce criterii? Păi care sunt criteriile de pensie mică, pensie mijlocie și pensie mare? Că înseamnă că le aveți cumva vom introduce toate dosarele. Dar ele există. Ele există pensiile astea acum. Cum o stați? Știți foarte bine că există, să ne înțelegem, dacă un dosar de pensie este scanat și pus într-un fișier, în calculator, nu înseamnă că el este într-un format electronic care să-ți permită... Păi există datele. Scoase din aceste înscrisuri de muncă, care au fost valorificate în calculele din program, pentru că altfel n-ar fi fost programele făcute și rezultatul obținut, punctajul mediu anual, cum s-au publicat taloanele de pensie, dacă nu existau calculele astea făcute electronic? Decizia de plată este una. Sigur că ea se printează într-un sistem informatic. Haideți să vă rog un lucru. Vorbiți cu două persoane, și eu și doamna Pârcălabu, care suntem foarte bine documentate pe domeniu. Nu știu câte dosare ai lucrat dumneata, dar eu am peste 10.000 de dosare, așa că nu-mi povestiți mie cum este cu scosul datelor din actele din dosare și introduse într-un program. Ele sunt introduse, programele există. Îmi cer scuze. În cele trei programe care au funcționat până acum, de la primele sisteme informatice, alea de la începutul calculatoarelor, să spunem așa. Din 2001. Sunt aceleași programe. Iar dumneavoastră deja a zis un lucru ciudat. Domnul Ați spus interpretarea legii. Păi nu vă supărați, legea e organică. Cine are dreptul să o interpreteze? O lege organică se aplică în sine. Nimeni nu are dreptul să o interpreteze. Păi și atunci cum au fost interpretate? Cu anumite categorii de grup în care oamenii se încadrau, și care erau trecute, pentru unii erau trecute în caretele de muncă, pentru alții nu. Asta e altă gâscă în altă traistă. Păi, chestia cu notațiile. Păi, asta este problema, că de foarte multe ori, foarte nejustificat și nu în conformitate cu legea, notațiile din carnetul de muncă n-au fost respectate. Asta e altceva? Păi iată, și atunci, în acel sistem informatic, în care au cules acum 15 ani niște date,
Pentru că la acea oră un funcționar a înțeles că nu trebuie să ia aceste date prin caretul de muncă. E eroarea funcționarului. Prin aceste... Dar nu e chestie că nu e program. E program. Ascultați-mă. Astăzi, prin această perioadă a dosarilor, se vor îndrepta astfel de greșeli. Și mai mult decât atât, știți că tocmai am dat o ordonanță care spune că dacă oamenilor se constată că le-a fost refuzat un drept pentru o sumă, nu pot primi pensia înapoi pentru cum se constată? De către cine? Ci de atunci de când a fost făcut eroare. De către cine? De către cei care operează. Domnul Boboc, oamenii vor primi retroactiv aceste sume pe care nu le-au primit? Să zicem că se descoperă într-un dosar, în cazul unei persoane, ceea ce spuneți dumneavoastră. Da. Indiferent de câți ani vorbim în urmă? Până acum erau 3 ani. Era termenul general de prescripție. Este vorba de prescripție extinctivă, care este un principiu juridic. Și este dat și un decret în sensul ăsta. Și tocmai am adoptat un act normativ care elimina acest termen. Practic, termenul general de prescripție extinctivă. Termenul general de prescripție de 3 ani, conform codului civil, se elimină practic și dacă un om are de 15 ani, asta e. Va primi bani. Domnule profesor, dacă aveți o întrebare pentru domnul Boboc. Nu am. Eu nu știam că domnul Boboc este ministru, secretar de stat. L-am urmărit cât timp era politician și am o părere foarte bună despre faptul că este o persoană foarte echilibrată. Foarte echilibrată și foarte sinceră. Din ce spune domnia sa, eu înțeleg un lucru, că ministerul este acum într-o activitate extrem de angajantă, așa, pentru a corecta niște greșeli, de a completa niște chestiuni tehnice. Pentru că, până la urmă, eu ajung la întrebarea asta, care ține de altceva, ține de un principiu al politicii bugetare. Pe ce capitol de buget se vor încadra aceste compensații pe care le primești cei care au greșit? Pentru că aici este o responsabilitate. Și niște sume importante. Statul face un cadou. E foarte complicat. Adică la orice cheltuială bugetară trebuie să existe un ordonator, trebuie să existe o prescripție, trebuie să existe o metodă de plată în timp real sau în timp prelungit. Și toate astea sunt foarte complicate. Deci, mie face impresia că nu se va putea face într-un an așa ceva. Și chiar dacă se va face, problema va fi foarte complicată, pentru că bugetul nu suportă în momentul de față astfel de cheltuială. Să nu uităm că avem un deficit de aproape 9% pe acest an, că suntem în procedură de deficit excesiv la Bruxelles. Deci o cheltuială de acest gen trebuie să fie aprobată de către Bruxelles. Ori Bruxelles-ul acum, dacă o fi adevărat, pentru că aici încă nu știm foarte sigur, Bruxelles-ul ar fi de acord ca noi să avem o anumită politică de înghețare a pensiilor, nu de cheltuială mai mare pentru pensii. Declanșarea unor reforme destul de serioase. Cum să spun eu, domnul Boboc e foarte, eu l-am apreciat pentru faptul că vrea să explice un lucru la care lucrează și la care este implicat. Dar cred că trebuie mult mai mult timp și cred că trebuie o nouă optică de politică bugetară corelată și cu politica monetară a băncii, că aici intervin politici de dobânzi și așa mai departe, ca să se poată da înapoi bani. Dacă o să fie, să zicem, la un milion de oameni 5 greșeli, atunci e în regulă. Dar dacă apară o masă de greșeală, atunci... Ne răspunde repede, domnul Boboc, că știu că la ora 18 are o ședință. Repede. Poate că un proces durează mult, dar cu cât te apuci mai mult de el, va dura și mai mult. Asta știm. Și asta încercăm să facem, să ne mișcăm cât de repede putem. Și spuneam mai devreme, domnul profesor, și mulțumesc pentru cuvintele frumoase, spuneam mai devreme, domnul profesor, că avem niște ținte de deficit. Așa este. Dar noi ce încercăm să facem, apropo de creștere, încercăm să eliminăm posibilitatea unor creșteri bazate pe populism în an electoral și să introducem un mecanism astfel încât, în fiecare an, după niște indicatori foarte bine stabiliți, cunoscuți ca și bază de calcul, să-i poți aplica în fiecare an, să știi pe ce anume te bazezi. Dar să știți că acum avem aceiași indicatori.
tot cunoscuți la nivel național. Este vorba de creșterea câștigului salarial mediu brut pe economie, deci de rata inflației. Aceiași indicatori. În ultimii ani, după cum bine știți, toate creșterile care ar trebui să aibă loc la început de an, indexările, cum se numeau, au fost tot amânate, după care, într-o zi, cineva a spus că de mâine vor crește cu 40%. Și atunci noi asta vrem să încercăm să eliminăm. Pensia omului nu mai trebuie să fie la discreția politicienilor. Trebuie să fie niște mecanisme clare, simple, care țin de partea administrativă mai departe, mai degrabă, și omul să știe că în fiecare an, cu un anumit procent din creștere economică, să spunem, din puterea de cumpărare, cu rata inflației, discutăm despre asta, nu vreau să lansez niște formule acum, dar vrem să stabilim un mecanism după care în fiecare an se actualizează, să le spunem așa, veniturile obținute de pensie. Domnule Boboc, mulțumim mult pentru participare în emisiunea noastră astăzi. Și vă așteptăm și în platoul emisiunii, când timpul și agenda vă va permite. Sigur, cu mare drag. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Pârcălabu, puteți să ne spuneți, iată, mesaj. Terezia ne întreabă dacă persoanele văduve vor primi acel procent de 25% din pensia soțului decedat. Nu vor primi, pentru că acea prevedere este din legea 127, care, așa cum am citit proiectul programului de redresare și reziliență, se va renunța la ea. Așa că acest lucru nu se va mai întâmpla. Ar fi trebuit să intre în vigoare din septembrie, de la 1 septembrie, ceea ce probabil că nu se va întâmpla. Alte mesaje. Antonio Petroșani. Vreau să știu dacă trec la vechime și anii militari efectuați în anii 80. Da, stagiu asimilat. Este stagiu asimilat în conformitate cu articolul 49. Dar numai la limită de vârstă. Da, bine, la limită de vârstă, fără discuție. Jenică din Alba. Am peste 60 de ani și nu am niciun venit. Pot primi ajutor social? La 65 de ani. Ajutorul social poate să-l solicite prin măsurile de prin autoritățile locale, dacă se încadrează în condițiile acelea de acordare a formelor de sprijin. Și dacă are vârsta de 65. Din păcate, în România, sistemul de protecție socială este unul cu niște beneficii foarte scăzute și de aceea se face confuzie foarte mult între sistemul de pensii și sistemul de protecție socială, pentru că avem și acest mix de măsuri administrative cu privire la pensia minimă, pentru că pensia minimă este o măsură, pe de o parte, partea contributivă este o măsură de protecție socială, un beneficiu de protecție socială calculat conform contributivității și vine în completare până la limita stabilită în acest moment de 800 de lei, o măsură de protecție socială și este îmbrăcată în această denumire de indemnizație socială minimă garantată. De aceea, eu cred că dacă am avea un sistem de protecție socială mult mai generos, și probabil separat. Și separat, probabil că presiunea pe sistemul de pensii nu va mai fi atât de mare și nici confuziile pe care le-am auzit și de la domnul Boboc cu privire la o regulă de majorare diferențiată și de majorare mai accelerată a pensiei minime. Eu cred că este o aberație și văd că aud tot mai multe voci pe acest subiect. Pensia este un drept care are la bază contributivitatea. Nu poți să vii să acorzi o majorare mai mare unei pensii. În cazul unei persoane, iată, discutăm de persoane care au 10 ani, pentru că noi avem în sistem oameni care au 10 ani de contribuție. Și unul care are 40 de ani de contribuție. Deci se duce pe apa sâmbetei, ca să mă exprim așa folcloric, tot ce înseamnă principiul contributivității. Păi când suntem coerenți? Când vrem să-l punem pe primul loc acest principiu al contributivității sau când vrem să creștem mai rapid pensiile minime? Pensiile au legătură cu contributivitatea, celelalte măsuri de protecție socială au legătură cu puterea de cumpărare și ajutorarea persoanelor vulnerabile. Trebuie făcută această distinție pentru totdeauna. Dacă în 2007 au fost amestecate ajutoarele sociale cu pensiile, sigur că atunci se face amestecarea. S-a plecat de la acest lucru pentru că au fost administrate prin Casa de Pensii, pentru că era singura instituție care avea capacitatea administrativă să tipărească acele mandate. Și plecând de la acest lucru, s-a perpetuat. Eu personal mi-aduc aminte că am încercat să rup chiar această
atribuție a casei de pensii de a tipări mandatele atât pentru șomaj cât și pentru sistemul de protecție socială și datorită imposibilităților administrative de la acel moment nu s-a putut face. Dar eu cred, uite, în programul de redresare și reziliență să se ia o măsură de acest gen. De-aia trebuie venit în acest program, în acest program cu măsuri concrete, că a venit și a lansat niște idei care nu au concretețe, atunci vedeți că avem discuțiile acestea pe care mulți nu le înțelegem, nici noi care mai avem tangență cu domeniul. Uite, banii alocați să separe sistemul de asistență socială de cel de, de asigurări sociale. Sunt multe mesaje. Iulian București, de ce militarii n-au voie să cotizeze la pilonul 2 de pensie? Militarii nu, că nu au voie. Militarii nu. Aici nu este vorba de opțiune, pentru că pilonul 2 este un pilon obligatoriu. Adică așa cum suntem obligați să plătim contribuțiile de pensii, din acea contribuție se trece în administrare privată o parte. Ori militarii nu plătesc contribuții, sistemul lor de salarizare este altul, nu plătesc contribuții pentru pensii și atunci ne plătim contribuții, n-au din ce componentă să li se deducă în administrare privată. Ei au o lege și legea pensiilor. Atunci când au fost integrați în sistemul public în 2011, după 5 ani au dorit să se separe. Nu putem să totdeauna să vrem ce este bun de la fiecare, de la fiecare sistem aparte. Bun din lege pentru... Trebuie să ne aliniem și cu bune și cu rele, la o regulă. George Megidia, aș vrea să știu dacă vor ieși la pensie la 70 de ani și magistrații, polițiștii, lucrătorii din servicii și toți... Niciodată. Sau noi, pălmașii, muncim până ca să le plătim pensiile de lux ale acestora. Mă rog, e un mesaj... Tot ne-am obișnuit, așa încât o continuăm. Elena, Constanța, la 60 de ani m-am pensionat, am 30 de ani de muncă și 965 de lei pensie. Venitul se va recalcula? Venitul au sub salariul mediu pe economie. Care era mult. Întrebarea? Se poate? Se va recalcula? Deci a avut salarii foarte mici. Dacă o să se uite la salarii și o să le compare cu salariul mediu pe economie, o să vadă că salariul doamnei a fost aproape de cel minim, nu de cel mediu. Dacă dânsa ar fi avut un salariu mediu, să zicem, ar fi avut un punct pe lună și un punct pe an, poate. Dar având 0, puncte în fiecare lună și adunate și împărțite la 12, tot 0, nu dăm nici măcar un punct, sigur că atunci punctajul mediu anual, sfârșitul tuturor calculelor, este sub 1. Când se poate, aș vrea să intervin și eu. Dacă da. Sigur, puteți, domnule. Au apărut niște lucruri care trebuie să fie clarificate, pentru că există, în legătură cu pensiile, cum spunea doamna Procarav, o serie întreagă de lucruri care se amestecă și a ieșit altceva. Deci, în primul rând, sistemul de contributivitate, așa cum foarte bine am spus, nu permite creșteri mai mari sau mai mici în funcție de cât cere omul sau de cât ar trebui. Este contributivitatea, baza de la care se pleacă. Acum apar fel de fel de lucruri care sunt manipulatori. Uitați-vă în ce apare în mass media. Ce pensie mizerabilă a avut marele actor. Păi, dar marele actor n-a contribuit. Aici o altă situație. Nu, doamnă. Știu, n-a contribuit pentru că marele actor, că este cântăreț sau altceva, a câștigat foarte mult pe alte căi, dar nu a avut contribuția care trebuia să fie. Știu caz concret. Mare, mare artist care a avut contracte numai cu Aria și Aria a fost singurul impresariat român, că numai statul avea, și Aria nu a menționat, în primul rând în contracte, că îi se rețin aceste dări, impozite așa mai departe, dar au fost reținute. Au fost reținute, au fost obligate și să plătească și în final, în situația de fapt, apare că nu au fost plătite. Da, dar nu e o greșeală. Dar principiul da, e același. Mai mult. Iar aici, dacă permiteți să vin cu o completare, în ceea ce privește membrii Uniunilor de Creație, din care fac parte și mulți artiști, au o lege care vine și le recunoaște aportul la dezvoltarea culturală a societății românești și li se majorează pensia calculată conform contribuției cu 50%. Deci dacă este membru al acestei Uniuni de Creație, poate să beneficieze de prevederile legea 8. Eu nu cred că e corect. Dar vedeți că statul totuși a venit pentru și... Pentru că există și alte categorii care au contribuit la fel la dezvoltarea statului sau la culturalizarea statului, la orice. De ce nu se dă la profesor universitar, la academician sau la altcineva? Deci astea sunt niște abateri care trebuie ca să le clarificăm. În al doilea rând,
pensia mică a devenit o problemă foarte mare pentru România, pentru că începe să cadă puterea de cumpărare. Deci aici trebuie să fie făcut ceva. Da. Trebuie să fie făcut ceva. Prețurile merg în sus. Trebuie completat cu altceva. Nu prin mărirea pensii mai mult la unii decât la alții. Pot să vină niște... Ori cheltuieli, ori salarii sociale. Ăsta de alimente pot să fie... Ori niște bonuri sau altceva, dar ceva trebuie ca să se facă. Sau pentru medicamente. Și lucrul cel mai important care vreau ca să vă spun, pentru că am venit cu ideea asta, forțat de cineva din familia mea care mi-a dat telefon speriat că doamna ministru a anunțat că nu sunt bani pentru pensie la televizor. Aș vrea ca să spun în primul rând că probabil că a fost scos din context, nu-mi închipui, că un ministru poate să spună așa ceva. E ca și cum guvernatorul băncii a reșit și a spune de mâine să știți că leu ajunge 10 lei. Euro. Euro ajunge 10 lei. Ar fi o panică generală și s-ar distruge economia. Deci, să fie foarte clar, în momentul în care nu mai sunt bani pentru pensii, înseamnă că statul a intrat în incapacitate de plată. Deci statul este falit. Așa ceva se întâmplă foarte rar. Unii au vrut să micșoreze pensiile, vezi Boc Băsescu, și nu s-a putut. Dar ca să nu mai plătești pensiile, înseamnă incapacitate de plată, nu se va întâmpla decât în caz de catastrofă, pentru că acest drept câștigat va fi totdeauna acoperit prin alte căi, prin ce? Prin împrumuturi. De statul va plăti întotdeauna. Că există consecințe îngrozitor de grave. Că trebuie să taie din alte părți. Asta e altceva. No. Că statul nu e în stare ca să creeze bani pentru pensii. Asta e altceva. Dar ca să spunem în public că nu sunt bani pentru pensii, asta înseamnă să creăm o panică atât de gravă la persoane care și așa, ca urmarea vârstei și ca a ruperii de mediu activ, stând în casă și uitându-se la televizor, se întâmplă niște lucruri foarte grave. Vin multe mesaje. Iată, Dorina Suceava: am un băiat de 21 de ani care nu poate lucra din cauza bolii, nu va lua niciodată pensie de invaliditate? Păi nu poate să ia niciodată pentru că nu are calitatea de asigurat. În primul rând, pensia trebuie să aibă legătură cu contributivitatea, să lucreze cel puțin o perioadă de timp, în funcție, și invaliditatea să apară după ce s-a încadrat. Sau dacă are cine să-i plătească un contract, există și protecție pentru contract individual de asigurare și să plătească lună de lună și an de an contribuțiile, să aibă cel puțin stagiu minim de cotizare. Marian din Craiova: școala profesională se va lua în calcul pentru pensie? Asta este foarte grav, pentru că ea n-a fost trecută nici în legea 19, nici în 263 și totuși în Alta Curte de Casație și Justiție în 2014 a dat o decizie, decizia numărul 18 din 5-a 10-a, care spune că școala profesională, și este justificată, să fie considerată ca și facultatea și armata și întreruperile medicale, stagiu asimilat. Pentru că școlile profesionale erau întotdeauna în subordinea unor ministere sau unor societăți tehnice, productive, erau făcute în interesul lor, erau subvenționate. Cei care urmau aceste școli profesionale urmau să fie repartizați și deci, dacă refuzau, plăteau. În prezent nu. Mergem în pauză de publicitate. În alte curți, revenim și cu mesaje. Înapoi în miezul problemei la Național TV vorbim despre pensii. Sunt foarte multe întrebări. Doamna Dorina Barcari, doamna Doina Pârcălabu alături de noi și domnul profesor Mircea Coșa. Iată, continui să citesc mesajele dumneavoastră. Un mesaj mai lung de la Livia din Cluj-Napoca și în care ne explică cum stau lucrurile. În anul 2019 am intrat în pensie de invaliditate gradul 3. Mi s-a calculat pensia cu un indice de corecție de 0,20. În 2021 am trecut la pensie de limită de vârstă și am rămas cu același indice de corecție, deși în acest an indicele este 0,41. E 1,41. Este corect. Primul indice se acordă cel din 2019. Așa e legea. Spune, este o mare nedreptate cu intrarea pentru prima dată la pensie. Consider că pensia de limită este o pensie de sine stătătoare, nu derivă din pensia de invaliditate. Aceeași persoană, de ce? Cu același punctaj, 400 de lei mai mare. Nici problema, că din septembrie se va elimina. Da. Nu, dar problema este că pensia asta, indemnizația de medicală, de invaliditate, este stagiu asimilat. Ea intră în calculul pensiei de asigurări sociale. E greșeala Casei de Pensii că a aplicat atunci indice
de corecție. Ar fi trebuit atunci să nu-l aplice și atunci la trecerea la pensie de asigurări... Așa zice legea, acum nu, să nu acuzăm nu, casa nu, de la pensia de asigurări sociale se aplică la cea... Ea păi face da, parte noi din când calcule. Discutăm pensiile și ele sunt definite în lege, e tot o pensie de asigurări sociale. Dar și e stagiu asimilat. Stagiu asimilat intră în calculul celelalte. Noi când definim în lege, în legea pensiilor, cum se numește ea, legea 19, legea 263-127, sunt categoriile de pensii. Pensia de invaliditate e pensie de asigurări sociale. Stelina din Giurgiu, după 30 de ani de muncă și contributivitate, a ieșit cu 740 de lei. Este normal? Dacă a avut salarii minime, da. Dorina Bacău. Am ieșit la pensie anul acesta în februarie, 33 de ani vechime, grupa 2, și mi-a făcut numai 1180 de lei pensie. Foarte puțin. Să verifice valorile veniturilor care au fost înregistrate ca venituri contributive. Dacă ele sunt mai aproape de salariul mediu sau mai aproape de salariul minim, că dacă a lucrat pe salariul minim, chiar dacă a avut grupă de muncă, n-are cum să facă punctaj mare. Lucrez în spital din 2001-2004. Spitalul a fost încadrat în grupa a doua de muncă, doar că trebuia spitalul în fiecare an să facă demersurile la ITM pentru a beneficia în continuare de grupă. În 2004, spitalul n-a mai făcut demersurile, iar grupa s-a pierdut din cauza lipsei continuității. Menționez că și cei 3 ani grupă s-au dat doar pe ochi frumoși. Am făcut demersurile la ITM, răspunsul este tribunalul. A mers la tribunal, unii au câștigat, cei mai mulți au pierdut. Motivația tribunalului, noi nu am controlat în timp util. Pe fluturaș, timp de vreo 15 ani era specificat spor de condiții deosebite. Eu am fost la casa de pensii, nu mai apar cu nicio zi de grupă, Viorica Timișoara. Da, pentru că încadrarea locurilor de muncă și anumitor unități în grupe de muncă presupune și contribuții majorate. Ori dacă angajatorul respectiv nu a plătit contribuțiile majorate, nu poate să solicite acordarea și recunoașterea grupelor de muncă. E vorba de sindicate care sunt de vină aici. Nicu, Oradea. Sindicatele? Nicu din Oradea, am lucrat în grupa 1, minerit, timp de 11 ani, 8 ore pe zi și nu mi se calculează la o pensie de cât 6 ore, ce pot să fac? De ce, cui să mă adresez ca nu să există, mi se recunoască că orele. Nu interesează pe nimeni orele pe care le-a lucrat. Azi este o confuzie pe care o fac mulți. Nu e vorba nici de 8 ore, nici de 6 ore, nici de 24 de ore. E vorba de suma contributivă înregistrată lunar. De putea să lucreze și 2 ore da, pe pentru zi. Pentru că în ceea ce privește contribuțiile, contribuțiile au legătură cu sumele încasate ca și drepturi salariale, n-au nu legătură cu, cu durata efectivă a zilei de lucru. Dovadă că și atunci când suntem în situația de a avea contracte de muncă cu timp parțial, stagiul de cotizare se consideră ca și întreg. Cum ar fi contractul de muncă cu durata normală. Doctor. Alte mesaje. Secretarul Nicoleta, bună ziua, am lucrat 8 ani în Ministerul de Interne cu statut de militar în perioada 1993-2001 și 3 ani într-o întreprindere în perioada 1989-1993. Am o pensie de 800 de lei, este calculată corect? Că sunt două pensii aici. Probabil și a recunoscut într-un loc, le-a recunoscut stagiul. Păi două secunde. Una este pensie militară, dacă zice corect. Că a lucrat în cadrul militar, e altă lege. Din 93 până în 2001. Și alta este în sistem civil, în perioada cât a terminat. De dinainte a stagiului militar. Da. Numai 3 ani. Da, p- nu sunt suficiente fie, elemente ca să pot să fiu. Mai trebuie să fie și altele, da. Sunt nuții din Pitești. Aș dori să știu dacă este valabilă la ora actuală legea pentru mamele cu peste 3 copii. Am 58 de ani, 8 luni vechime, 31 de ani. 127 care nu e încă în vigoare nu? Și nu se știe. Și nici nu va fi probabil. Nu, e vorba de legea care ar trebui să intre în vigoare în septembrie. Bună ziua, mă numesc Munteana Ana, am 60 de ani, 11 ani în câmpul muncii, am dreptul la pensie, cred nu, că ați răspuns nu. Deja. Pe 127 ar fi avut, pe asta nu. Deci nu. Deci nu. Nu. Minim e 15 pe asta. Să-și mai plătească, poate să-și mai contribuie încă 4 ani, face minim de 15 ani și poate trece pe pensie de asigurări sociale. Uitați, pentru că n-am atins subiectul ăsta al cumpărării vechimii. E o discuție care da, se poate cumpăra, se încheie contract de asigurare cu casa de pensii pe raza teritorială unde și are domiciliu și poate să plătească perioade în care nu a avut. Acum, reglementarea permite achiziționarea plata contribuțiilor pentru 6 ani. Deci persoana
pentru intervale de timp în care nu a avut contributivitatea. Adică și acele poate goluri mai departe să-și achite și contributivitatea. Numai că, vedeți, dumneavoastră, știți, se prezintă această posibilitate ca un lucru foarte benefic. El nu este atât de benefic, că persoanele care sunt în situația aceasta sunt persoane, în general, lipsite de potențial materiale financiar. Și atunci, contribuțiile acelea să plătești un număr de ani reprezintă o sumă foarte mare pe care cei mai mulți nu au. Pare foarte atractiv la prima vedere. Există și posibilitatea de a plăti în rate, dar nu poți beneficia de drepturi decât după ce ți-ai achitat sumele respective. Și iată, suntem dintr-o situație în altă situație și tot dificultatea nu dispare. Gheorghe Suceava, sporurile de noapte din pază, de ce nu se calculează? Ba, se calculează. Dacă are adeverință emisă în temei legal, ele intră că sunt sporuri care sunt băgate în calcul. Și depinde dacă au fost sporuri cu caracter permanent și depinde cum au fost ele evidențiate. Doamna Vârcălab, eu am aici o problemă foarte importantă. În legea inițială și fiind organică, nu apare noțiunea de spor permanent. Asta a fost introdusă printr-o lege ordinară, 338/2002, care zice permanență și nepermanență, bagă și acordurile globale. Indiferent că sunt permanente sau nepermanente, dacă ele au intrat în pachetul de în suma pentru care s-a plătit contribuție, nici nu e cazul să se mai pună problema. Sunt contributive. Că permanența sau nepermanența nu-i scoate din contributivitate. Aici este o chestie foarte ciudată. Depinde și de ce perioadă discutăm. Pentru că, într-un fel, discutăm de contributivitate după 1 aprilie 2001 și altfel discutăm categoric de contributivitate înainte. Cele mai multe situații pe care le sesizează telespectatorii sunt cele dinainte de 1 aprilie 2001. Și aici poate fi confuzie că e după 2001 și dânsa poate să nu o vadă menționată. Din păcate, emisiunea noastră s-a încheiat. Promiteți că ne mai vedem în această formulă într-o ediție viitoare? Dacă rezistați. Sunt foarte multe mesaje, noi rezistăm. Dar subiectul va fi în continuare unul de interes și vor apărea multe întrebări și multe lucruri de clarificat. Mulțumesc mult pentru participare, doamna Barcari, doamna Pârcălabu, domnule profesor, de asemenea, mulțumesc. O seară liniștită, un weekend plăcut și să ne vedem cu toții sănătoși. Săptămâna viitoare a fost miezul problemei. Rămâneți cu Național TV pentru jurnalul de seară.